La solicitarea 20 de asociații de proprietari, Primăria Slatina a inclus 55 de blocuri în programul de reabilitare termică. Urmează ca administrația locală să efectueze expertiza și auditul energetic al blocurilor cuprinse în programul de reabilitare energetică, să încheie convenții cu asociațiile de proprietari și să proiecteze și execute lucrările de reabilitare. În prezent, aceste blocuri de locuințe au elemente de construcție ale fațadelor degradate sau deteriorate, precum și pereți exteriori și tâmplării exterioară neperformante din punct de vedere energetic. Înregistrează de regulă un consum specific anual de energie pentru încălzire cuprins între 180 de kW pe metrul pătrat și 240 kW pe metrul pătrat, cu pierderi de energie prin pereții exteriori, ferestre și terase ce determină costuri foarte ridicate cu încălzirea apartamentelor pe perioada de iarnă. Realizarea lucrărilor de intervenție la anvelopa blocului are ca scop creșterea performanței energetice, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 de kW pe metrul pătrat arie utilă. În ultimii 3 ani, Primăria Slatina a reabilitat termic 103 blocuri. Dat fiind faptul că foarte multe persoane s-au pensionat, Spitalul Județean de Urgență Slatina scoate la concurs 40 de posturi în mai puțin de 2 săptămâni. Dintre acestea, 20 asistente medicale, 5 infirmieri, 3 brancardieri, personal de deservire, dar și muncitori calificați și necalificați. Președintele Klaus Iohannis a declarat în cadrul adunării generale ONU că România va amplifica eforturile pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă până în anul 2030. România își va amplifica eforturile cu intenția de a se asigura că atât generațiile de acum cât și cele viitoare vor putea trăi într-o lume sustenabilă, a afirmat președintele în cadrul forumului Accelerarea implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. El a prezentat principalele acțiuni întreprinse de România în acest sens, reamintind că țara noastră a transpus principiile care au stat la baza obiectivelor de dezvoltare durabilă în priorități, obiective și ținte strategice incluse în Strategia Națională Revizuită pentru Dezvoltarea Durabilă a României, document adoptat în 2018. Pentru a asigura realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în fiecare domeniu, sunt în curs de creare în cadrul ministerelor relevante nuclee pentru dezvoltare durabilă, a transmis Klaus Iohannis. În perioada 17-27 octombrie, Muzeul Iluziilor Optice ajunge la Slatina, la Muzeul Județean Olt. Vizitatorii vor putea vedea pentru prima dată în capitala Oltului iluzii optice, 24 oglinzi de mari dimensiuni care deformează realitatea, o hologramă piramidală, un generator Van de Graaff sau un teremin, instrumentul muzical la care poți cânta fără să-l atingi și altele. Oltenii care vor trece luna viitoare vor putea înțelege cum funcționează iluziile prin contactul direct cu cele peste 100 de obiecte prezentate, dar și prin explicațiile unui povestitor unplugged care va oferi detalii despre mecanismele lor de funcționare și va face demonstrații live. Proiectul este unul educativ și neconvențional. Muzeul va putea fi vizitat pe bază de rezervare la contact@muzeuliluziilor.ro sau la numărul de telefon 0752690245. Spectacolele se vor desfășura la sediul Muzeului Județean Old, de pe strada Ana Ipătescu, între orele 9 și 18, din oră în oră, cu începere la oră fixă. Durata unei vizite este de 60 de minute, iar prețul unui bilet este de 16 lei. După ce a analizat timp de câteva săptămâni dacă rămâne sau pleacă din partid, Ionuț Comănescu a luat o decizie. Acesta a anunțat că este alături de echipa Partidului Național Liberal de la Olt și de candidatul desemnat pentru Primăria Slatina, Mario De Mezzo. Mai mult, a demisionat și de la cabinetul parlamentar al deputatului Gigel Știrbu. Ionuț Comănescu, fostul președinte al TNL Olt, s-a înscris alături de Gabriel Buliteanu într-o competiție internă pentru desemnarea candidatului PNL la funcția de primar, dar în urma deciziei biroului politic județean al partidului, Mario De Mezzo a fost desemnat atunci candidatul organizației pentru Primăria Slatina.